Astăzi la ora de cripto. Să vedem cum arată piața în această zi de miercuri. Iar Bitcoin este la 42.100 de dolari, Ethereum la aproape 3.000 și vedem că sunt foarte multe altcoin-uri pe verde. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Bun și cum, după cum vă spuneam și pe Twitter, cum este soarea afară, cum totul arată bine, cel puțin pe altcoin-uri. Dar Bitcoin vă spuneam ieri de această zonă, de 0.618 pe Fibonacci, zona asta de 42.200 de dolari, unde odată reject s-a corectat, a doua reject s-a corectat și ieri a mers peste acest prag, dar nu a ținut la retestare. Și în momentul de față este o bătălie foarte importantă aici la 42.000, 42.200 care este 0618 pe Fibonacci, da? Zona asta este foarte importantă dacă Bitcoin nu reușește să se mențină peste 42.200 de dolari, cam peste zona asta, s-ar putea să se corecteze și mai mult. Și vedem că ultimele dăți când a luat reject de la zona asta s-a corectat până pe EMA la fel și aici s-a corectat până pe EMA și, și aici dacă nu a reușit să se mențină peste zona asta, Bitcoin s-ar putea corecta până în 40, chiar până pe EMA 200 la 40.500 de dolari. Dar rămâne de văzut și să sperăm că Bitcoin se va, va reuși să se mențină peste această zonă, să aibă putere să meargă și mai sus. Și dacă uităm și pe bursă să vedem ce se întâmplă și um, vă spuneam că și în acest moment este un dans între bursă și între cripto. Bursele urcă și cripto urcă și S&P 500 um, a urcat peste EMA Ribbon și vedem o consolidare peste EMA Ribbon. Este un lucru foarte bun. S&P 500 nu a mai fost peste EMA Ribbon de foarte multe zile și măcar pe termen scurt totul este ok. Asta este bine pentru noi, pentru piața cripto. Mergem pe dominanță și vă spuneam de dominanță. Dominanță merge în jos, a închis sub EMA Ribbon, a retestat EMI ribbon prin această candelă verde și dacă va, vom închide din nou pe roșu înseamnă că am luat, am testat uh, în rezistență și mergem mai în jos. Asta ar fi un lucru foarte, bul, foarte bun, foarte bullish pentru alt cândr. Și vă reamintesc că același lucru, când dominanța scade și Bitcoin urcă, altcoin urcă destul de bine și ne putem afla într-un mini altcoin season, cum îmi place să spun și Chiar dacă nu se mișcă toate altcoin sunt mișcări importante pe anumite altcoin și acelea trebuie speculate și mă aștept ca dominanța să meargă, dacă totul este ok, dacă și Bitcoin se menține peste 40.000 de dolari, mă aștept ca dominanța să meargă până în zona de 40-41 prima dată, iar mai apoi până în zona de 39-40. Deci, pe termen scurt, altcoinurile arată destul de bine și vă spuneam că aprilie, în general, este o lună foarte, foarte bună. Mergem și pe dominanța USDT. Pe uh, TradingView găsiți USDT.D și înseamnă că cât la sută din bani sunt băgați în uh, stablecoin-uri, în USDT. Și în momentul de față, 4,28% 4, sunt băgați în USDT și acest, acest procentaj este în scădere. Uh, aici, în noiembrie, a fost all-time high pe Bitcoin prin 8-9 noiembrie și după a vedem că uh, dominanța pe USDT s-a dus în sus, adică oamenii au mutat din altcoin-uri, din Bitcoin în USDT, da? Și practic când această dominanță urcă, când USDT-ul urcă, piața a scăzut oarecum, da? Am văzut în ultimele luni că cam tot pe roșu am fost și Vedem că dominanța aceasta pe USDT a spart trendul, a spart suportul și a mers și sub EMA Ribbon și asta este foarte bine pe termen scurt pentru piața cripto, pentru altcoin-uri, deoarece banii se îndreaptă din USDT și ne arată că foarte multă lume este în piață în aceste momente și dacă totul se menține ok, ar trebui să retesteze 3.84, care este EMA 200, această linie galben, această dominanță, deci ar trebui să scadă până aici, asta ar însemna că altcoin să urce. Mergem și pe câteva altcoinuri. Mergem pe Jasmine. Și Jasmine evoluează foarte, foarte bine de multe zile încoace și vă spuneam de când a spart rezistența asta pe care a format-o aici, că se află în acest canal ascendent pe care îl ține cu strictețe și uh, vom vedea dacă are putere să spargă acest canal nent De acolo ar uh, deveni și mai bullish Jasmine. Dar Jasmine arată foarte bine, bineînțeles, asta e pe un time frame de oră. Dacă mergem pe un time frame de zi, vedem cât de bine arată. Am mers peste I.M.A. Ribbon, testat retestat EMA Ribbon și în momentul de față vedem și trei soldați, trei candele verzi foarte bune, cu volum destul de mare și îmi place Jasmine pe termen scurt și Mă aștept și la o mișcare și mai puternic în sus dacă vom sparge acest canal ascendent pe o oră cu volum mai mare, deoarece în momentul de față nu avem nu știu ce volum pe o oră dacă ne uităm. Mergem și pe TLM Alliance World și la fel. Mergem prima dată pe Daily. Și TLM la fel a spart rezistența acum câteva zile. Nu am văzut o mișcare foarte mare pe TLM, dar îmi place volumul care vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vreo 7 candele peste media de volum. Îmi place asta pe TLM și uh, ne arată că trendul se schimbă și pe TLM după o scădere de aproximativ uh, 110 zile, 111 zile TLM, pare că vrea să schimbă trendul uh, pe termen scurt. Și uh, aș urmări o închidere pe daily peste uh, 0.118, cam aproape de 12 cenți da, dacă ne pe un termen mai, pe un time frame mai scurt, pe 4 ore este un lucru îmbucurător că ne a dus peste EMA 200. Vedem că uh, cum a acționat, da, să închid RSI-ul și volumul, cum a acționat IMEI 200 ca o rezistență foarte puternică. Practic de la all time high pe care l-a avut TLM s-a dus mai jos și cât a stat sub IMEI 200 practic a fost în bear market. A retestat odată aici IMEI 200, s-a corectat, odată a mers peste, s-a corectat după câteva zile și vedem că în aceste momente vedem ne-am dus peste EMA 200 100, o peste a doua retestare și uh, a ieșit și din acest ascending triangle, din acest triunghi ascendent și uh, TLM arată destul de bine pentru următoarele zile și săptămâni și volumul este imens, în special pe această ieșire din acest tipar. TLM arată destul de bine uh, pe orice time frame, uităm și pe daily pare că merge peste EMA, și dacă uităm și pe TLM BTC. TLM se apropie de 286 de satoshi, 285-286 de satoshi. Vă reamintesc că un altcoin să urce destul de bine în USDT, trebuie să urce și în comparație cu Bitcoin, da? Vă reamintesc că acest lucru l-am mai repetat, dar lor să-l mai repet încă o dată. Ca TLM USDT să fie 20% pe plus, trebuie ca TLM BTC să urce 10% și Bitcoin USDT să urce 10%. Da? Deci este foarte important ca TLM să urce în funcție de Bitcoin. Atunci dacă TLM urcă 30% să zic în funcție de Bitcoin, Bitcoin poate să scadă și 10% că atunci TLM USDT va fi pe plus. Da? Asta este foarte important. se ne uităm și la paritatea lor în funcție de Bitcoin și Tâlmând dacă va trece de această zonă va fi foarte buliște de 286-287 de satoshi și ar închide peste. Deci tâlmă arată destul de bine. Să mergem și pe Celo și cel arată foarte bine, a spart a rezistența acum câteva zile, a retestat EMA ribbon da? Același, a, același, parcurs ca și Waves sau ca și Rune. Volum foarte mare, spargem EMA ribbon retestăm EMA ribbon pe daily și de aici putem să mergem și mai sus. Și dacă totul este ok, dacă se menține peste EMA Ribbon, adică peste 3 dolari, are potențial să meargă până la EMA 200 pe daily, care este la 3.80 în zilele sau săptămânile următoare. Și dacă uităm pe un time și mai scurt, pe 4 ore, vedem cât de bine arată și pe 4 ore. Am mers peste și se menține peste EMA 200. Cam tot timpul când merge în sus, orice monedă retestează pe 4 ore EMA 200, cum s-a întâmplat aici și deci a luat ca suport și s-a dus și mai sus. Și cel arată destul de bine, dacă uităm și pe daily, la fel peste EMA Ribbon și dacă uităm și pe CELO BTC, și pe cel BTC deja este peste EMA Ribbon și să sperăm că se va menține peste 7269 de Satoshi în funcție de Bitcoin. Și putem vedea că și zona asta este foarte importantă unde se află acum. A luat odată reject de aici, de aici și vedem a treia oară dacă va fi cu succes să treacă de zona asta și chiar o închidere peste 7600 de Satoshi ar fi foarte, foarte bună pentru Celo. Mergem și pe ICP și uh, ICP nu prea îmi place, adică nu prea mi-a plăcut că mi s-a părut că a fost foarte, foarte manipulată această monedă de când s-a lansat și cred că a fost o perioadă de vestare destul de lungă și oamenii au vândut în prostie și nu știu ce s-a întâmplat acolo, uh, dar uh, în modul de față ICP vrea să meargă în sus și rămâne de văzut dacă va vă închide peste 19.70, acesta este pragul de urmărit pe ICP. Dar pe un mai scurt vedem la fel. Peste im 200 pe 4 ore are testat im 200 pe 4 ore, după de aici s-a dus și mai sus și arată destul de bine și îmi place și volumul pe, IC, pe ICP. Deci pe, pe, 4 ore arată foarte bine și se vede cât de bine a acționat im 200 ca rezistență și aici și aici am vedem practic când a fost sub EMA 200 a fost în bear market și dacă se susține peste EMA 200 ICP este într-un mini bull market da? adică are niște perioade de creștere dacă se menține peste 18 dolari dar în momentul față pe 4 ore este foarte sus pe s-ar putea să aibă o mică corecție dar pe termen uh, mediu adică următoarele zile și săptămâni ICP arată destul de bine și vedem că și Uh, prețul ne împinge în jos, dar RSI-ul ne împinge în sus. Asta se numește o divergență bully și ne-ar putea semnala ca prețul să aibă un mic bounce pe termen scurt. Să mergem și pe Ape. Uh, cred că cu toții știm de Ape uh, ce lansare au avut și uh, cred că asta ar putea fi următorul, următorul Shiba sau nu știu. Cred că este foarte mult hype în jurul acestui proiect și nu. nu Uh, nu m-ar mira să aibă o mișcare puternică în sus în zilele sau săptămânile următoare și trebuie să fim atenți deoarece este foarte mult uh, volum în jurul acestui APE acestei monede acelor de la Board Ape și cred că ar, ar, uh, ar avea potențial să urce în zilele și săptămânile următoare trebuie să fim atenți să vedem când apare volumul foarte mare și dacă punem și un nivel de rezistență putem vedea și pe termen scurt pe ore un ascending triangle la fel ca și pe uh, TLM da, TLM USDT pe ora. Da, același, același ascending triangle îl vedem și pe APE și vom vedea dacă va sparge în sus. Dacă va sparge cu volum foarte mare, ar putea să meargă și mai sus. Și un target pe APE ar fi de aproximativ... 14, 14 dolari 50 dacă va sparge această rezistență cu volum și mai mare. Și bineînțeles o închidere măcar pe 4 ore peste această rezistență. Dar rămâne de văzut ce uh, care este traiectoria celor de la Ape, dar este foarte interesant ce se întâmplă și uh, ce volum este foarte, ce volum uh, este de tranzacționare pe Ape și cred că este foarte manipulată această monedă, dar se pot face bani și cu Ape, trebuie doar să vedem când va ieși din tipar și dacă va avea volum foarte mare. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!